Poliția română aniversează astăzi, 25 martie, 191 de ani de atestare documentară. Polițiștii dâmbovițeni au organizat mai multe manifestări pentru a marca acest moment festiv. În cursul zilei de astăzi, la Teatrul Toni Bulandra, Inspectoratul de Poliție al județului Dâmbovița a organizat o ședință festivă la care au luat parte șefii serviciilor departamentale din cadrul poliției și colaboratorii principali în susținerea acțiunilor de menținere a ordinii publice, precum și cei ai jandarmeriei sau ai Inspectoratului pentru situații de urgență Dâmbovița. De asemenea, șefii armelor ai Ministerului Afacerilor Interne și comandanții Poliției Dâmbovița. Nu au lipsit reprezentanții instituțiilor publice locale, cum ar fi președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, primarul municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, președintele ATOP, Ioan Marinescu, reprezentanții ai parchetului Dâmbovița, reprezentantul Tribunalului Dâmbovița, reprezentantul Prefecturii Dâmbovița, suprefectul Antonel Jijie și cel al Arhiepiscopiei Târgoviște. Șeful Inspectoratului de Poliție al județului Dâmbovița, comisar șef de poliție Marian Gălbenuș, a adresat cu această ocazie mesajul ministrului de interne și al șefului IGPR, Petre Tobă, prin care a adus mulțumiri sincere tuturor polițiștilor dâmbovițeni pentru modul profesionist în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu și i-a asigurat pe dâmbovițeni de plină considerație și recunoștință pentru colaborarea și încrederea pe care le-au acordat-o pentru îndeplinirea misiunii primordiale, asigurarea unui climat de liniște și normalitate pentru toți cetățenii județului Dâmbovița. De fiecare dată când vine vorba despre Poliția Română, două cuvinte îmi vin în minte: siguranță și încredere. Și cred că prin siguranță și încredere se caracterizează și relația dumneavoastră cu cetățenii. Deși o zi aniversară, ziua Poliției Române este și un bilanț. Este momentul în care mulți dintre dumneavoastră, cei meritoși, primiți răsplata profesionalismului, cinstei și corectitudinii sub forma avansării în gradul profesional următor. Dar un astfel de moment, caracterizat de bucurie pentru cei care vă croiți o carieră în Poliția Română, trebuie să fie și unul de reflexie cu privire la obligațiile și responsabilitățile care vă revin în calitate de angajați a acestei instituții atât de încercate în ultimii ani. Cariera pe care ați ales-o, dincolo de sacrificiile și restricțiile pe care le presupune, este bazată pe profesionalism, dar mai ales pe integritate, condiție esențială pentru a menține la cote cât mai înalte încrederea populației. Depinde numai de dumneavoastră de cum această instituție fundamentală a statului este percepută și apreciată de către cei în slujba cărora vă aflați. Totodată s-au dat citire ordinelor de avansare în gradul profesional următor a polițiștilor care și-au câștigat acest drept și am avut plăcerea de a asculta locuțiunile invitaților care au onorat cu prezența invitația președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, primarul Gabriel Boriga și alții. Subinspector de poliție Ilie Marin Nicolae Cristian a fost avansat în gradul de profesional de inspector de poliție. Cariera pe care ați ales-o, dincolo de sacrificiile și restricțiile pe care le presupune, este bazată pe profesionalism, dar mai ales pe integritate, condiție esențială pentru a menține la cote cât mai înalte încrederea populației. Apreciez consecvența cu care desfășurați activitatea zilnică și în special implicarea în procesul de reformare, modernizare și redefinire a statutului profesiei de polițist. Eu cred că în mod fericit sărbătorim Buna Vestire, nu? Sărbătoarea Ortodoxă Mare și Ziua Poliției Române. Este un moment, sigur, și de bilanț, dar și un moment în care, în calitate de președinte al Consiliului Județean, trebuie să vă mulțumesc pentru implicarea în rezolvarea problemelor din comunitățile locale din județul Dâmbovița, să vă mulțumesc pentru grija arătată problemelor ridicate de cetățeni, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și în mod cotidian, să spunem, dar și cu ocazia unor evenimente de natură politică, culturală, socială și așa mai departe, dar și pentru grija față de protecția bunurilor și a vieții cetățenilor. Dumneavoastră sunteți vârful de lance al ceea ce înseamnă impactul cu infracționalitatea, indiferent de ce natură este ea. Aveți, vă rog să mă credeți, cea mai ingrată muncă posibilă în ziua de azi, într-o societate care pare că a luat o raznă,
ca nebunit. Și aici, evident, nu este vorba în niciun caz de politică. Este vorba de evoluția unei societăți care de la zi la zi se degradează.